de negri. Astăzi este tot înghețat. Știți cum se spune pe românește? Totul e bognă de înghețat. Sunt minus 10 grade. Și așa arată livada. Ce faci, mă, negri? Da? Și cântă o pasăre. E un țițivar, așa se numește. E totul o frumusețe. Dar este pentru cine rezistă. În zile dintre astea e bine să nu ieșim atunci când avem probleme cu respirația sau probleme cu inima, pentru că gerul ăsta nu este pentru toată lumea. Am vrut să vă arăt așa în imagini puține, într-o filmare scurtă, cum arată o zi de iarnă autentică la noi, în ianuarie 2024. Da. Și chiar nu vroiam să ratez filmarea asta, pentru că în ultimii ani se întâmplă foarte rar să avem parte de astfel de ninsori. Nu prea au mai fost. S-a schimbat foarte mult clima și nu prea am mai avut parte de zăpadă. Ia uitați smochinul. Anul ăsta nu l-am mai îmbrăcat. Nu l-am mai acoperit pentru că am zis că nu să fie iarna adevărată. Pentru că de 4-5 ierni am tot avut ierni blânde. Și ia uite că anul ăsta avem parte de ger. Asta este. E foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Mă și mir că pe gerul ăsta cântă păsările. Sigur că e dimineața de vreme și dimineața gerul este mai puternic. Probabil că undeva la ora 2 o să avem parte de temperaturi mai blânde. Dar este absolut minunat. Ce faci, negri? Așadar, începem anul cu iarna adevărată. Pământul se odihnește, are parte de umiditate, de zăpadă, ceea ce e foarte bine. Așa încât acesta a fost materialul meu scurt de astăzi. 21 ianuarie. E o pasăre mare în văzduh. Cred că e un uliu. Pentru că în zona noastră acum vin foarte multe păsări. Da. Așadar, vă doresc o iarnă frumoasă și vă las că la mine deja e mare agitație peste tot și va fi și mai mult zgomot. Numai bine vă doresc!